razy Fatun Tai Sabah. Da, deci aruncă pe cineva. Este nefiresc, imoral și ingrat. Nu trebuie să fac treaba asta, pentru că nu pot în momentul în care arunc să mă și retrag. E un nonsens. Îmi scap foarte mult, foarte multă forță, o pierd din nou. Așa și aici. Multă lume face așa, și apoi face un tai sabac. Bine, că mișcare... Da? Doar schimb... Pădurea bagonă de aici, care se... Da? De încolo, de la aruncare, acolo, nu se aruncare, aruncare. N-am ce să fac un tai sabac. Da? N-am ce să fac așa. Un, doi. Tot timpul spun lovitura în afara mea, da? 1, 2, 3, 4, 5. Deci asta e mișcarea mea. Putem face o tehnică în mai multe feluri. Funcție, să zicem, de nivelul fiecăruia de pregătire. Noi știm că Aikido se bazează pe una din ideile de bază, este că e bine să folosesc energia partenerului meu, în loc să folosesc ca mea. Asta nu ca să fac economie de energie numai decât, dar este posibil ca lui să fie mult mai mare, cum e și cazul lor. Da? Eu sunt mai inteligent, e mai puternic. Deci, e bine să încerc să folosesc această idee cât mai mult. Deci, în cazul acesta, da? Că am fost mișcarea asta, da? Și eu pot să-l dau jos pe partener foarte bine. Pot sau nu pot. De exemplu, dacă vii tu, da? Pare că o să-l dai greu, pentru că nu ajungi, da? Deci este mult mai zdravă, ca să nu zic gras, da? Da? Și s-ar putea să ne împing să nu-l dau jos. Dacă ne gândim tot timpul doar la antrenament, putem spune, ok, e foarte bine, dar mișcarea este corectă, nu e nicio problemă, dar să-l dau jos. Dacă te gândești că